Bine, mă, da. Bă, așa că, iată, clasa 11, cea de butăm repede. Andreea, te rog să vin cu chestiune care de aia termă. Să se stabilească semnul funcției F definit pe valori în R. F definită pe R cu valori în R. Funcția F de X egal cu... Având legea F de X egal cu... F de X egal cu 3 la X minus 2 la X. 3 la X minus 2 la X. Totul pe lângă. 5 la X minus 4 la X minus 3 la X. 5 la X minus? 4 la X minus 3 la X. Așa. Și unde facem cu derivate? Funcții derivabile? E târziu asta. Ce să facem aici cu derivate? Să fac derivatele. Da. Chiar am ajuns departe la derivate. Unde? Unde ați ajuns? La adunarea și mulțirea funcțiilor derivabile. Aia n-a ajuns cu derivatele. N-ai ajuns? Nu. Ce zici și proiect? Ia să vedem ce zici și proiect. Avem două, o definiție și două teoreme. Ia să le vedem. Definiție, fie F definit pe intervalul de, închis AB valori în R, F are proprietatea lui Dalbu dacă și numai dacă există lambda cuprinsă de F de A și F de B și există ce aparține lui AB, astfel încât F de C egal cu lambda. Ce ai înțeles tu în asta? Nimic. Aici îmi place foarte tare. Vedeți, asta e matematica ciudată și în manual dată și în tot ce înseamnă acolo. Pentru că se vine cu niște enunțuri, teoreme, definiții, nu știu ce, și tu trebuie să înțelegi de acolo. E foarte ciudat. Mai citești o dată, să începem să o citim cu rar. Fie funcția F. F definită pe... intervalul închis AB. F definită pe închisul AB, da? Cu valori în R, nu? Da. Așa. F are proprietatea lui Dalbu, dacă și numai dacă există lambda. Deci, despre F. F are proprietatea Dalbu, nu? Da. Are proprietatea Dalbu. Dacă și numai dacă. Există lambda cuprins între F de A și F de B. Deci există un lambda între F de A și F de B. Ce vrea să spun? Hai să vă urmărim. Prin funcția asta, intervalul, adică funcția e definită pe tot închisul AB. Ce înseamnă? Că reușim să-i punem în corespondență fiecărui element din intervalul ăsta valori Y care apar, da? Deci, ori la un moment dat ar să apară și F de A. Ce înseamnă F de A? Că lui A îi se pune corespondență F de A prin legea respectivă care o fi. Lui B îi se pune F de B. Și astfel a luat naștere un interval F de A, F de B. Care este imagine? Mai, ca să fiu înțeles, eu așa. Fie funcția F de X egal cu 3X plus 1. 3X plus 1. F o iau definită de la 0 până la de la 0 până la 5. Sau 1,5 ca să fie F. Da? F definită pe 1,5. Vedeți aici intervalul AB. Eu vin cu un exemplu concret acum. Ia funcția F de X egal cu 3X plus 1. F definită pe 1,5 cu valori în el. Deci, ceea ce obținem sunt niște numere reale. Prin funcția asta, lui 1 îi punem în corespondență F de 1. Cât este F de 1? 3 ori 1, 3 și 1, 4. Și lui F de 5,
lui 5 corespunde f de 5, care înseamnă 15 și 1, 16. Deci ea naștere repede, ca urmare a acțiunii lui f după rețeta asta, pe intervalul 1,5, înseamnă că în intervalul 1,5 îi se pune în corespondență intervalul 4,15. 4,16. Da, 4,16. Deci, intervalul AB i s-a pus în corespondență intervalul f de A, f de B. La noi, 4,16. Citim mai departe. Așa, și se existe ce aparține... Stop. Iau mai ușor. Deci funcția are darbu, dacă și mai dacă. Oricare ar fi un lambda de aici. Deci oricare ar fi un lambda din intervalul 4,16. Deci orice număr, la orice număr te oprești tu din intervalul ăsta, de aici. Da? Lambda ăsta, din intervalul de aici. Indiferent ce număr. Hai să ne oprim la un număr. 10. La 10. 10 se află aici. Deci fie lambda egal cu 10. El, lambda asta, pentru el, trebuie să se găsească un C de aici, încât el să fie imaginea lui așa. Deci trebuie să existe un C. 3. Nu știu cât este. Un C dintre 1 și 5. Încât imaginea lui acela să facă 10. Deci, cu alte cuvinte, f de cine este egal cu 10? De 3. Da? F de cine? Adică 3 x plus 1 să facă egal cu 10. 3x plus 1 egal cu 10. De aici îl găsim pe x. Cât din e? 3x egal cu 9, x egal cu cât? X egal cu 3. Deci, ne-am obținut la lambda 10, ne-am oprit la lambda 10 și C-ul care se găsește este 3. Un alt lambda, orice lambda de aici, orice număr din intervalul la 4 la 16, la orice număr ne-am oprit, de fiecare dată să descoperim că există un C din intervalul acela, încât imaginea, încât f de C-ul ăla să-mi dea lambda. Cu alte cuvinte, ăsta să fie tot un interval. Să nu aibă găuri. Deci, indiferent la ce număr, de la 4 până la 16, ori la orice număr ne-am oprit, totdeauna să găsim un număr. Când egalăm f de x egal cu 10, sau cum, cu cine, cu 5, cu 5,1, 5,1, orice număr real de acolo. Sunt o infinitate de numere. De fiecare dată, x-ul să fie de aici. Neapărat să fie așa. Deci o funcție are darbu dacă imaginea unui interval e tot un interval. Într-un limbaj mai ușor de acceptat, asta ar trebui să spunem. Deci definiția spune așa. F are darbu dacă și numai dacă imaginea unui interval, imaginea prin funcția respectivă a unui interval, este tot interval. Mai departe. Asta este definiția lui Darbo, da? Teoreme, da. Este definiția proprietății Darbo a unei funcții. O teoremă. Avem și observații la definiție. Te rog. Fie f definit pe domeniul valorului R, f are proprietatea lui Darbo, dacă și numai dacă, imaginea oricărui interval din D este tot un interval. Ce am spus eu mai devreme. Da. Da? Deci observația ta este ceea ce am întâlnit eu. Teorema 1, Boltzmann-Weierstrass. Dacă f definit pe d cu valoare r este continuă, atunci funcția are proprietatea lui darbu. Deci, iată, spune așa, toate funcțiile continui pe un domeniu, respectiv la funcție, are proprietatea lui darbu. Acum a fost teorema asta se referă la faptul că găsim clase de funcții care au proprietatea lui Darbo. Ce fel de funcții? Funcțiile continue au proprietatea lui Darbo. Deci, ca
Dacă într-o ieșiță se cere să arăți că o funcție are proprietatea lui Darboux, arăți că e continuă. Fiind continuă, înseamnă că are proprietatea lui Darboux, da? Deci funcțiile continui, f continuă, rezultă f are Darboux. Funcțiile continuă au Darboux. Deci ca să arăți că are Darboux, ca să intri Cosmin, Cosmin de... Tu sunt băiți. Parcă e numele de vrăjitor ăsta. Da, da, da. Da? Ce să vă spun, analiza matematică e cu chestiuni de finețe formidabile. Deci nu e joacă analiza, dar din păcate să ne ducem și spre lucruri de acestea de finețe care nu au atâta relevanță sau nu sunt atât de instructive. Cei ce vă făcusem eu aseară cu derivata funcției era ceva care plăceau ochiului, pentru că spunea așa, de ce să fac derivate, nu? Care e motivul? Aici mă interesează funcții Darboux. Ce cu funcțiile astea Darboux? De la ce îmi folosesc ele? Sunt în programul pentru Bac? Sunt, sigur. Nu sunt astea doar la M1 sau și la M2? Cred că numai la M1. Da. Da. Niciunul m-a auzit. Da. Cred că numai la M1. Dar ne întoarcem. Deci, prima chestiune, clase de funcții care au Darboux, clase de funcții sunt funcțiile continue, da? Mai departe, altă teoremă. Dacă e definit pe D egal în R, are un punct de discontinuitate rezistență speța întâi, F nu are proprietatea lui Darboux. Așa. Deci dacă are un punct de discontinuitate speța întâi, atunci nu are Darboux. Deci ca să arăți că o funcție nu are Darboux, de arăta că are un punct de discontinuitate de speța întâi. Ce înseamnă funcție discontinuitate de funcție discontinuitate de funcție de speța întâi? Nu știu. La continuitate, dacă te uiți la capitol, avem continuitate de speța întâi și de speța a doua. Ia uite-te acolo să vezi la ce, la continuitate. Când vi s-a predat continuitatea, când s-a spus. Limitele laterale sunt finite, dar diferite. Sau limita funcției este finită și diferă de valoarea funcției în punctul respectiv. Da, da, da. Este speța a doua dacă nu este speța întâi. Cel puțin o limită laterală este infinită. Asta e. Deci de speța întâi, când limitele laterale sunt diferite și diferite și diferite limita funcției în punct, de valoarea funcției în punct, iar de speța a doua, când limitele sunt infinite, una din limite este infinită, nu mai putem spune că e de speța întâi, ci de speța a doua. Și aici Darboux spune că o funcție are Darboux dacă avem, nu are Darboux dacă are puncte de discontinuitate de speța întâi. Da? De speța întâi. Acum, să vedem ce ieșiți aici și să pornim la treabă. Cât de cât am pus terenul la punct și să vedem ce și cum. De la primul. Așa. Să arate că funcția asta, ce spuneai să se... Să zice așa. Stabilească semnul funcției. Să se stabilească semnul funcției acestea. F definită pe R cu valori linear. Ce idee am avea aici? Cum? Este un produs de două paranteze. Da? Oare cum este 3 la x minus 2 la x tot timpul pe tot domeniul? Nu știu dacă e pozitiv, nu știu. Da. Ar trebui ca să fie cozit 3 la x, fie mai mare totdeauna decât 2 la x. Da. La scădere îți dai semnul cel mai mare, nu? Am putea gândi
Să reprezentăm pe 3 raiz. Cum se reprezintă exponențială? Facem un tabel de valori, nu? X de la minus infinit la plus infinit. Îți bine tot ce ai de făcut. Eu am venit pentru derivate, cum să mai faceți. Derivatele cele, da? Sper să le facem. Revenim în dată. Deci x la minus infinit la plus infinit. Observăm că 3 la x, asta te rog să încerci să vedem, că reprezentarea unei funcții, graficul unei funcții exponențiale s-a făcut în clasa a 10. Așa. Îi dăm lui x valori, când x-ul e 0, y-ul e 1. Da? Când x-ul e 0, y-ul e 1. Când x-ul este 1, 3 la 1 este 3. Când x-ul e 2, 3 la a doua e 9, și așa mai departe. Când x-ul e minus 1, când x-ul e minus 1, 1 pe 3. Când x-ul e minus 2, este 1 pe, e 3 la minus 2, 1 pe 9. 3 la minus 2. Cât face 3 la minus 2? Face 1 pe 3 la a doua. Deci 3 la puterea minus 2 este egal cu 1 supra 3 la a doua. Adică 1 pe 9. Bun. Și graficul ar arăta așa. Când x-ul este 0, y-ul este 1. Când x-ul este 1, y-ul este... Când x-ul este 0, când x-ul este 1, y-ul e 3, nu? Da. Deci... 1, 2, 3. Ăsta e punctul. Când x-ul este 2, y-ul este undeva la 9. Ar trebui să mă duc aici mai sus. Când x-ul este minus 1, y-ul este 1 pe 9, 1 pe 3. Adică întregul ăsta l-am împart în 3 părți și iau pe una. Deci ăsta ar fi punctul. Când x-ul e minus 2, înseamnă că treimea în partea în 3 și mai jos pe aici undeva. Iată cum arată graficul funcției exponențiale. 3 la x arată așa. Și se apropie din ce în ce mai mult de dreapta asta. Cum se numește dreapta asta care trage graficul? Asimptotă. Deci e asimptotă orizontală. Că limita la minus infinit va face 0, da? Deci asimptotă orizontală este axa y-ului. Hai să vedem și pe 2 la x. Când x-ul este 0, x de la minus infinit la plus infinit, și când x-ul este 0, cât este? Când x-ul este 0, y-ul este 1, e 2 la 0, când x-ul este 1, e 2, când x-ul este 2, e 2 la 2, 4, și mai departe. Când x este minus 1, e 1 pe 2. Pe urmă, la minus 2 este 1 pe 4, și mai departe. Și acum, deci când x e 0, y e 1, tot pe aici trece și 2 la x. Asta a fost 3 la x, da? Când x este 1, y este 2 la 1, 2. Pe aici undeva este. Da? Când x-ul este 2, y-ul este 4. X-ul e 2, y-ul e 4. Se vede că suntem sub y-ul. La 1, cât era y-ul pentru 3 la x? Era 3. Asta e 2. Deci e mai mare 3 la x. Deci pe zona asta, 3 la x e mai mare. Dar ce o să observăm? Că pe partea asta este deasupra y-ul. Deci dacă pe partea pozitivă y-ul e dedesubt, da? Pentru cine? Pentru 2 la x. Pentru anumit x, y-ul de la 2 la x e mai mic decât y-ul de 3 la x. Da? Pentru x și pozitivi. Pentru x și pozitivi,
Deci avem două situații. Când x sunt mai mari ca 0, domină 3 la x. 3 la x minus 2 la x va fi cu plus. Iar când x sunt negativi, cine este deasupra? 2 la x. Că o treime față de o doime și 1 pe 9 față de o pătrime, se vede că așa stau lucrurile. În concluzie, putem spune așa, pentru x mai mare ca 0, rezultă că 3 la x minus 2 la x, 3 la x e mai mare decât 2 la x, și asta înseamnă că 3 la x minus 2 la x e mai mare ca 0. Pentru x-ul pozitiv. Cealaltă o observăm că are o desfășurare destul de ciudată. Când devine egalitatea acolo? X egal cu 2. La x egal cu 2 vine 5 la a doua, 25, minus 4 la a doua, 16, minus 3 la a doua, 9, 16... Marcă, a fost 25 minus 16, 9 minus 9, 0. Deci vine 0 la 5 la x egal cu 2. Dar pentru x și situația în stânga, devine negativ. Deci el devine 0, doar uitați, pentru x egal cu 0 bunoară. Pentru x egal cu 0 vine 1, minus 4, minus 3. Deci 1 minus 1, minus 1, pardon. 1 minus 1, minus 1, negativ. Pentru x egal cu 1, 5, minus 4, minus 3, negativ. Deci este 0 doar pentru x egal cu 2. Și așa aș avea de spus următorul lucru. Pentru x-ii care aparțin de la 0 până la 2, de la 0 până la 2, rezultă că 5 la x minus 4 la x minus 3 la x, 5 la x minus 4 la x minus 3 la x, este mai mic ca 0. Deci de la 0 până la 2, 5 la x minus 4 la x minus 3 la x, mai mic ca 0. Și atunci produsul a două numere, unul pozitiv și altul negativ, deci de aici rezultă că 3 la x minus 2 la x pe lângă 5 la x minus 4 la x minus 3 la x, deci 5 la 3 la x, unul pozitiv și altul negativ, e mai mic ca 0. Da? Deci pe 0, 2, produsul ăsta este mai mic ca 0. Pentru x și care aparțin de la 2 încolo, la 2 la plus infinit, se întâmplă ca să avem 3 la x minus 2 la x tot pozitiv este. Din ce motiv? Că suntem cu x mai mare ca 0. Da? Deci 3 la x minus 2 la x e mai mare ca 0. Iar 5 la x minus 4 la x minus 3 la x este mai mic ca 0. Pardon, e mai mare ca 0, ai dreptate. Mai mare ca 0. Și produsul al unor două numere pozitive este un număr pozitiv. Cred că cel mai corect este să fac un tabel de variația semnului pentru cele două funcții și atunci se vede foarte bine toată situația asta. Iată cum. Deci o să facem așa. X de la minus infinit la plus infinit, așa mi-ai spus, facem tabelul de variație, facem semnul funcției respective în totalitate.
și zicem f1 de x, f1 de x, f1 de x egal cu 3 la x minus 2 la x, adică prima paranteză. Și am observat că în x egal cu 0, 3 la 0 face 1, 1 minus 1, 2 la 0 face 1, 1 minus 1 face 0. Iar de la 0 încolo am semnul pozitiv tot timpul. Iar în partea asta, minus. Din ce motiv? Că de la x, de la 1, de la 0 încolo, domine 3 la x. Iar în partea negativă am văzut că 3 la un număr negativ, parte 2 la un număr negativ, domine 2 la x. Și diferența, deci, înseamnă că dăm semnul cel mai mare, minus. F2 de x, care e 5 la x, minus 4 la x, minus 3 la x, unde devine 0? Devine 0 la 2, aici este 0, pentru că face 25, minus 16, minus 9, și face 0. Deci în 2 face 0. De la 2 încolo am numai numere pozitive, iar în partea asta o să am numere negative. Și atunci când fac produsul, vom avea 0, 0, minus cu minus face plus, minus și plus. Și la cine m-am referit aici? La f de x egal cu 3 la x minus 2 la x pe lângă 5 la x minus 4 la x minus 3 la x. Și am făcut semnul. Am insistat un pic mai mult ca să vezi și grafic cum se întâmplă. Deci pentru prima, pentru 3 la x minus 2 la x, ruptura unde se produce? De balansare de la minus în 0. Din coace, unde se produce? În 2. Și când m-am făcut raportul semnilor, cum se face minus cu minus la mulțire, face plus, plus cu minus, minus, pe urmă plus. Așa. Altă... Un exercițiu cu proprietate liberă. Da. Câte două? Câte? Bun. Hai să faci și pe celălalt și să dăm... Să îi fac și îmi întoarce pe urmă. Fii la derivate, fii la funcția inversă. Să vă arăt ce importantă, ce importanță are și matricea inversă. A unei matrici. Ce rol are? De ce se face și chestia asta? Afară că trebuie să treci în clasa, îți vedem aplicația practică. Repet. Cu chestiuni de astea de finețe, nu prea sunt încântat să le facem. Pentru că se ridică prea sus tacheta și nu pot să arăt utilitatea. La clasă facem acasă? La clasă, da. Vezi, și profesorul trebuie să se țină de programă. Asta este și la el. El nu are niște scurte chestii să facă programă. Da. În cei care se ocupă de chestiuni de finețe, o pot face prin studii individuale. De aceea matematica nu trebuie să fie saltată foarte sus, ci ea prezentată ca un tot unitar și să putem înțelege lucrurile cum decurg unele din altele. Poftim. Deci, funcția f de x, dată prin două... Prin două legi de corespondență. X plus 2 cu x mai mic egal decât 1. Cu x mai mic egal decât 1. Și 3x minus 1 cu x mai mare ca 1. F de fintă pe ea, se vede, nu? Cu valori în ea. Să se arate că are proprietatea lui Darwin, nu? Păi trebuie să arate că e continuă. Că am zis așa. Funcțiile continui au proprietatea lui Darwin. Sigur că la 3 și lui 1. Că continuă pe fiecare din interval la minus infinit până la 1 și la 1 încolo. Va fi limita la stânga, scoate forța X.
El iese în 1. A, nu, că e timp la... El iese în 1, treci, locuim, pur și simplu. Egal cu limită pentru x tind de la 1, x mai mic ca 1. Ați făcut continuitate. O, păi, dar nu mai știe să-i... Tu ești divină. Că s-au făcut funcții, limite de funcții, s-a pus și continuitatea. Trece în un interval în altul acolo. Am făcut așa ceva. Limite pentru x tind la 1, x mai mic ca 1 din x plus 2. Ajunge să spuneți că nici n-ați făcut matematică în școală. X plus 2 face că... Vorbim pe x cu 1, 1 și cu 1, 2. Face 3. Iar limita la dreapta lui 1 egal cu limită pentru x tind de la 1 din x mai mare ca 1, dar din cine? Din dincolo de 1, din 3 x minus 1 și face că 3 ori 1, 3 2. Da? Și iată, la stânga face 3, la dreapta face 2. Înseamnă că funcția e discontinuă, este un punct de discontinuitate din speța 1. Și deci nu are darbur. Da? Deci el ies în 1 diferit de el de în 1. Rezultă f discontinuă. În x egal cu 1. Discontinuitate din speța 1. Da? Deci f nu are darbur. Da. Hai să... Încheiem cu minunile astea. Încheiem cu minunile astea. Și să ne întoarcem la ce este mai pământesc, așa, mai pe înțelesul nostru. Îmi vine în minte o chestiune cu fiica mea era de 3 ani și jumătate. I s-o dat să înveți o poezie. Și poezia suna așa, e terra o imensă floare, nu știu ce, nu știu cum. Și el nici nu putea pronunța bine, imensă. Zicea, e terra o imersă, imersă floare. Eu insistam, imensă tata, imensă. Dar ce înseamnă imensă? Și spun, mare, nu știu ce, așa. Dar terra ce înseamnă? Zic și cu terra ce înseamnă terra, așa. Și pe urmă să uite la mine și tata, dar de ce nu a scris-o pe limba noastră? De ce nu a scris poezia autorul pe limba noastră? Adică să fie de înțeles. Deci când te ridici prea sus, pentru nivelul de înțelegere a celui cu care stai de vorbă, lucrurile sunt aiurea. De aceea școala trebuie făcută așa fel încât cel cu care discuți să aibă priză, să poată să se lege. Sigur, poate să fie și el vinovatul numărul 1, acela că a rămas foarte mult în urmă și nu îl interesează. Și acum n-are cum să lege. Asta e fără discuție o problema lui. Dar nici nu te poți duce la chestiuni de finețe, de dar, bude, nu știu ce, câtă vreme el nu are lucrurile importante puse la punct. Da? În sfârșit. Apare momentul când gândește matematica ca pe un balast cu lucruri nefolositoare. Și atunci e foarte grav. Am să mă întorc la ceea ce m-am povestit aseară, un pic. Și tot la anunț pe el că am să fac funcții inverse, matricea inversă să dă iarăt utilitatea, partea practică, dar așa îl faci și tu. Inversa unei matrici. Ai făcut-o la clasă? Da. Ai făcut-o? Da, și făcut-o și cu dumneavoastră. Inversa la minus 1 aceea? Da. Cu astelat care era... Așa, bun. Am uitat că... Deci s-a făcut. V-ați gândit vreodată de ce pentru o matrice A da, pe de-a 1, minus 1, 2, 0, 1, 3, minus 1, 0, 1. Să punem problema să existe A la minus 1? Știți că există A la minus 1, care este 1 pe det de A, ori 1 pe det de A, ori A stăluță, da? Ori A adjuncta. De ce să o caut? La ce-mi folosește? Are proprietatea că A ori A la minus 1 egal cu A la minus 1 ori A și facem atunci unitate. În cazul nostru, I3.
Dar ce să fac? De ce să fac așa ceva? Unde în practică mi este de folos? Și haideți să încercăm un sistem. Hai să rezolvăm sistemul ăsta. 2x minus y plus 2z egal cu 3. Deci 2x minus y plus 2z egal cu 3. Și y plus 3z egal cu 1. Și minus x plus z egal cu minus 2. Iată sistemul. Așa s-a propus să rezolv. Un sistem cu trei ecuații cu trei necunoscute. E vorba de 2x minus y plus 2z egal cu 3, y plus 3z egal cu 1 și minus x plus z egal cu minus 2. La nivelul clasei a 8-a e o problemă foarte simplă. Știți cum, nu? Grupăm două câte două. Da. Este un sistem liniar, adică x-ul și y-ul și z-ul sunt la puterea întâi, sisteme liniare, deci se rezolvă foarte simplu. Haideți să ne apucăm, să zicem, din ăsta două, reducem pe y. Și dacă reducem pe y, să ne iau deoparte 2x plus 2z egal cu 3 și respectiv y, deci dacă ar fi fost să le adun pe astea două, se vede foarte bine, y-ul se reduce cu y și vine 2x plus 5z, deci 2x plus 5z este egal cu 3 și cu 1, 4, și cea de-a doua, cea de-a treia o las neschimbată, adaug de sub minus x plus z egal cu minus 2, iată, am ajuns de aici, am un sistem de 2 cu 2 în x și z, cu 2 pe a doua, ca să reducem pe x, și vine 2x plus 5z egal cu 4 și minus 2x plus 2z egal cu minus 4. Trag linii și le adun, se reduc și vine 7z egal cu 0. Adică rezultă z egal cu 0. Și cu z egal 0 mă duc și îl găsesc și pe x și x-ul va fi egal cu 2. Nu? X egal cu 2. Din a doua. Minus x cu 0 egal cu minus 2, x egal cu 2. Și cu x-ul și z-ul știut, cu z-ul știut mă duc în a, asta de a doua și când locuiesc pe z cu 2 și vine y plus 3 ori 2, 6 egal cu 1. Adică y egal cu 5. Cu minus 5, pardon. Da? Cu minus 5. Și iată că avem pe x, y și z. La nivelul clasei A, cât a? La nivelul clasei A, 8. Hai să facem la nivelul clasei A, 11. Sistem Cramer. De aceea, prin sistem, ce înseamnă Cramer, da? Deci, zicem, dacă atașăm matricea coeficienților, coloana lui x este chiar asta, deci 1, 0, minus 1, minus 1, 1, 0 și 2, 3, 1. Deci matricea coeficientului este asta. A egal cu matricea acestui sistem care îi coloana lui x este 1, 0, minus 1, coloana lui y este minus 1, 1, 0 și coloana lui z este 2, 3, 1. Ei, determină. Cum? 2, 0. 2, 0, minus 1. Da. E, la prima linie și prima coloană era 2, nu 1 acolo. Deci e 2, 0, minus 1. Minus 1. 1, 0. 2, 2, 2, 2. Da. Am obosit. Atenție, urmăriți-vă, ca să nu greșesc. 2, 0, minus 1, minus 1, 1, 0, 2, 3, 1. Și facem det de A, vă amintiți, da? Det, determinantul lui A, egal cu determinantul 2, 0, minus 1, minus 1, 1, 0, 2, 3, 1.
determinat. Acesta este un număr care se obține. Voi face sarul spunând de jos, dar 2 ori 1, 2, deci e 2, 0, deci plus 3, nu? Plus 3. Plus 2. 0 și 0, da? 4 și 3, 7. Determinantul din A, indice X, matricii acelea, în care înlocuim coloana de X cu termeni liberi. Det A indice X este egal cu determinantul, în care punem 3, 1, 2, 3, 1, minus 2, 3, 1, minus 2, și pe asta lăsăm minus 1, 1, 0, 2, 3, 1. Da? Și face calcul. 3, 3 plus 4 minus 1. 3 6, plus 6, da? 3 4. Plus 6 plus 4 plus 1. Și plus 1 face 3 și cu 4 pe 10 14, nu? Exact. Băi, 6 și 4, 10, 3 și 1, 14. Da? 14. Det A indice, det A indice Y. Egal cu determinatul, în care locuim coloana lui A X-urilor, lăsăm acum al lui Y, da? 2, 0, minus 1. 2, 0, minus 1. În loc de minus 1, 1, 0, 3, 1, 3, 1, minus 2. Și 2, 3, 1 lăsăm, da? Da. 2, 3, 1. Și egal cu? 2. 2. Plus 9, plus 2. 2 plus minus 9. Andreea, da. E minus, minus 9. 9. Da, deci e 2 minus 9. 2 minus 9. 0. Diagonala secundară e minus 2. Nu? Sper că nu greșesc, da? Minus 2. Minus 3 ori 3 ori minus 1? 3 ori 3. E 3 ori 3 aici. A, e 3, da. Da? 9 ori minus 1, da, minus 9. I-am pus minus 3 ori 3. Așa, bun. Și vine 2 minus 9, minus 2. Acum, minus secundara vine plus 3. Așa este? Da. Deci plus 3. Paralela la secundară. Minus 2 ori 3 ori 2 face 4 ori 3, 12, plus 12, da? Și 0. Deci e plus 2. La... Încă o dată. Ai zis că e plus 3 și asta. Secundar. Nu e bine plus 3? Păi e minus 1 ori 1 ori 2. Așa, e minus, plus 2. Plus 2, da? Mai vedem o dată. Deci, 2. Tu fă cu sarus, mai știi tu, cu alea două. Și vezi că te-l da. Deci, 2. 3 ori 3 ori minus 1. Minus 9. Plus 2. Deci, 0 nu mai pun. Acum, plus 2. Dar de ce m-am și un minus 2 de aici? Păi, e greșeală. Păi, e greșeală pentru că ați spus că e... Deci, păi să nu mai am. Nu, ăla e plus 2. 2 minus 9 și plus 2 de aici, da? Da. Și plus 12. Da. Și face cât? 7. 4 și cu 12, 16, minus 9, 7, da? Tot 7? Da. Deci delta Y egal cu 7. Așa. Și acum delta Z, delta, sau det, det A indice Z, egal cu determinantul, copiem 2, 0, minus 1, minus 1, 1, 0, și respectiv 3, 1, 2.
3, 1, minus 2. Minus 2. 3, 1, minus 2. Și este egal cu minus 4, 0, plus 1 ar veni, da? Da. Plus 1. Plus 3. Plus 3. 0, 0, atât. Și face 1 și cu 3, 4, minus 4, 0. De acord, da? Da. Și atunci x va fi egal cu delta, det a indice x pe delta a. Și a indice x cât a dat? Determinantul la x 14. Supra... nu, det a egal 7. 14 pe 7 egal cu 2. Și este corect, da? Da. Y-ul egal cu det de a indice y supra det a face 7 pe 7 și egal cu 1. Uitați-l, y egal cu 1 în alet. 1 alet y egal cu 1. Y egal cu minus 5, văd cum alet. Este o greșeală la... la y. La y. Hai să vedem încă o dată. 2, 0, minus 1. Da. 3, 1, minus 2. Și 2, 3, 1. 2, 3, 1. Și am spus diagonala principală 2. Egal 21, 2, 2 ori 1 ori 1. Da? Și 3 ori 3 ori minus 1 face minus 9, 0 ori minus 2, 0, și minus secundară, deci plus 2, paralela secundară, 3 ori minus 2 ori 2, adică 4 ori 3, 12. Și face, cealaltă nu mai are rost, care e 0, și face 12, 14, 16, minus 9, egal 16 minus 9, 7. Da? Deci... face 7, bine 7. Dar de deci ce... minus 5-ul ăla, oricum trebuie să fie ceva pe 7 și nu are cum să dea minus 5. Părerea mea. Deci mi-am dea mereu 7, deci vine ceva pe 7. Dar de unde noi am găsit pe x egal cu 2, da. Z egal cu 0 între, da? Da. Și z egal cu 0 ne dă și nouă, că dacă facem delta z pe delta a, face z 0. Ei, hai să vedem z egal cu 0 și x egal cu 2, este corect. Și ne-am dus aici și am înlocuit pe y cu cine? Y nu știam, plus 3 ori z. Vedeți? 3 ori 0. Păi... 3 ori 0 egal cu 1. Da, da. Egal cu 1. L-am locuit pe z cu 2. Da? Da? Dar z-ul este 0. Și atunci vine y. Egal cu 1. Corect. Y egal cu 1. Și am găsit pe x, y și z și prin metoda asta. Da? Deci am găsit pe x, y și z și prin metoda cu sisteme liniare. Și acum să vedem cum mai poate fi scris sistemul acela altcumva. Seară bună. Seară bună. Visez pe dragul în seara asta. Mare matematică. Bun. Ea a stricat seara. Dar bine. Haideți să scriem așa. Matricea A, care îi 1 minus 1, 2, 1 minus 1, 2, 0, 1, 3, 0, 1, 3, minus 1, 0, 1, iar prin B o să notăm o matrice coloană X, Y, Z. Și atunci A ori B, A ori B
egal cu matricea asta care o vedeți. E vorba de 1, minus 1, 2, 0, 1, 3, minus 1, 0, 1. Ori matricea X, Y, Z, X, Y, Z, egal cu? X minus Y plus 2, Z. Deci cum să mă zici? Prima linie cu, pe în toate coloanele. Deci va veni X ori 1, X, minus Y, plus 2, Z. Și dacă aș mai avea coloane, aș continua să mulțesc. Cu numai în coloane, mă opresc. Acum, iau a doua linie, 0 ori X, 0, Y plus 3Z, Y plus 3Z este al doilea element. Nu mai am coloane și în sfârșit, minus X plus Z. Minus X? Minus X, da? Minus X plus Z. Deci am obținut o matrice coloană. Și asta este egal, am să zic, o matrice C pe care o să o notez, C fiind matricea coloană a termenului liber. 3, 1, minus 3, 1, minus 2. Egal cu 3, 1, minus 2. Când două matrici, asta și cu asta de aici, egal cu asta de aici. Dacă și numai dacă, primul element egal cu 3, dacă și mai dacă X minus Y plus 2Z egal cu 3, Y plus 2Z egal cu 1 și minus X plus Z egal cu minus 2. Observați, sistemul de mai înainte care a fost dat aici poate fi tradus într-o egalitate A ori B egal cu C. Deci A ori B egal cu C. Asta e matricea C. Deci, sistemul pe care îl avem este echivalent cu a spune ecuația matricială A ori B egal cu C. Dar B-ul este necunoscută. X, Y, Z. Și atunci am să notez nu B, ci am să spun cu X. X mare. Matricea X mare. Dacă, uite care e povestea. Te rog frumos, nu mai vine seara asta. Da? Fără comentarii. Ești interesat? Dacă nu, n-am niciun chef să suport asta. Nu am... Eu mă străduiesc, fac niște lucruri. Nu sunt dispus să accept așa ceva. Deci A ori X egal cu C este ecuația matricială. Deci A rezolva sistemul de mai sus este de parcă aș avea de rezolvat ecuația A ori X egal cu C. Ei bine, înmulțim cu A la minus 1 stânga, deci înmulțim cu A la minus 1 stânga, și atunci este echivalent cu A avea A la minus 1 ori A ori X, egal cu A la minus 1, ori C. A la minus 1 ori A ori X, egal cu A la minus 1 ori C. A la minus 1 ori A, ce face? Face matricea unitate. I3, în cazul nostru. Deci echivalent, poate spune că I3 ori X, egal cu A la minus 1, ori C. Și atunci, X-ul asta, matricea X, egal cu A la minus 1, ori C. Iată, a găsit matricea, a găsit necunoscutele X, Y și Z, e de parcă aș găsi matricea X mare necunoscută. Ei, de aceea este important să găsim pe A la minus 1. Ceea ce v-am arătat aici este rezolvarea sistemului ăsta pentru a treia metodă. Am făcut câte metode? A fost la nivelul clasei a 8-a, da? La nivelul clasei a 8-a, Cramer, și acum ecuații matriciale. Cea de-a treia mare. Dacă îl aflăm pe A la minus 1, dacă îl aflăm pe A la minus 1 și putem să-l aflăm, înmulțim cu C-ul, care este cine? C-ul e rezultatul 3, 1, minus 2, matricea asta,
Și ce găsim va fi o matrice coloană. Știți cine va fi? X-ul va da 2, Y-ul va fi parcă 1 și Z-ul 0. Asta va fi lucru spectaculos de înțeles de ce, facem și inversa unei matrici. Pentru că iată, putem rezolva sistemul ăsta printr-o a treia variantă, sisteme, reducând sistemul la o ecuație matricială. Și acum hai să vedem. Adjuncta. De unde se obține adjuncta? Din astfel. Se obține din I transpusă. Deci facem transpusa mai întâi. A transpus înseamnă că liniile facem coloane. 1, minus 1, 2, 0, 1, 3, minus 1, 0, 1. Da? Minus 1, 0, 1. Și adjuncta este obținută din asta, în care pe locul întâi, A1, 1, sau A mare, 1, 1, cum am dat asta? A1. A1 mic, da? Da. Egal cu minus 1 la puterea 1 plus 1, ți amintești, da? S-a adună? Da. O determinantul minorului. A1031. 1, 0, 3, 1. Și face 1. Minus 3. Da? Face minus 1 minus 0. Da? 1 minus 0 face 1. Deci este 1. A1, 2. A1, 2 înseamnă minus 1 la puterea 1 plus 2. Ori determinantul tăiam noi și coloana acestuia, a lui 0. Minus 1, 0, 2, 1. Minus 1, 0, 2, 1. Minus 1 și cu minusul de la semnul de aici face plus 1. Bine? Da. Plus 1. Și mă duc acum pentru elementul din colț de aici, 1, 3. 1 și cu 3 fac 4. Minusul la 4 face și rămâne doar determinantul aici. Am tăiat imaginar. Și face minus 3, minus 2. Minus 3, minus 2. Egal cu minus 5. În sfârșit. Continuăm. Așa. 0, minus 1, 3. 0, minus 1, 3. Și vine 0, plus 3. Plus 3. Și semnul e minus datorită poziției pe care se află ăsta. Da. Deci cât am zis? Minus 3. Minus 3. Merg mai departe. 1, minus 1, 2, 1. 1 minus 1, 2, 1, deci vine 1 și cu 2, 3 și e cu plus. Da. 3. Și tai linia și coloana lui 0 și face 3, dar e minus asta aici. E 2, 3. Deci 3 și rămâne minus 3. Acum la 2. Tai linia și coloana la 2. Va fi 1. 1 și cu semnul de față... E plus, parcă semnul de față, că e linia 3, coloana 1, 3 și cu 1, 4. Da. Da? Deci, 1. E plus 1. Aici, 0 plus 1, minus 1, din cauza, deci, încă o dată. Stați așa, e linia a doua... Pe 3 facem cruce, da? Pe 3. Ăsta e elementul care vreau să o fi... Și atunci vine diagonala principală 0. 0 plus 2. Plus 1, dar minus din cauza diagonalei, minus 1. Și cu minusul de poziție, plus 1 face. Da? Plus 1. Și în sfârșit acum tai. Și face 1 și așa împlătare. 1. Că e cu plus datorită poziție. Asta este adjuncta. Așadar, A la minus 1 face 1 supra D de A, parcă 1 pe 7. Da. 1 supra 7. Înmulțit cu matricea. Teluță 1, 1, minus 5.
minus 3, 3, minus 3 și 1, 1, 1. Asta este a la minus 1. X-ul, spune problema, că X-ul este egal cu a la minus 1, adică 1 pe 7, ori matricea 1, 1, minus 5, minus 3, 3, minus 3, 1, 1, 1, orice, C-ul care este 3, 1, minus 2. Ori 3, 1, minus 2. Și este ca rezultat, ca să vedem, vine 3, și cu 1, 4, și cu 10, 14, pe 7, 2. Acum, minus 9 și cu 3, deci minus 9 și cu 3, minus 6, și cu plus 6, 0. 0 pe 7, 0. Și 3 plus 1, minus 2, deci 3, deci încă o dată, 3, nu, ăsta e. Da. 3 și cu 1, 4, minus 2, 2. 2 pe 7, aici este o greșeală. Am greșit undeva un semn. Că y, x sub 2 este bine cu data 2. Da? Dar y trebuia să dea 1. Și ca să dea 1, trebuia să ne dea la, în momentul în care mulțim aici, să ne dea 7. 7 pe 7 face 1. Ia să mai vedem arată. Minus 9. Da? Luăm de jos, nu? 1 ori 3. Pe ca să obținem pe elementul de aici, luăm linia asta, a doua, cu coroana asta. Da. Și vine minus 9. Plus 3. Minus 6. Minus 6. Și plus 6. Fac 0. Atunci, ceva nu e în regulă aici. La asta, la linia a doua, cred eu. Hai să luăm linia a doua. Ia să vedem pentru Z cât ar fi fost. 3 și cu 1, 4. Dacă ar fi fost aici minus 1, 3 și cu minus 3, făcea 0. Deci, nu poate să fie aici minus 1, aici să fie minus 1. Că dacă aici e minus 1, vine 3 minus 3, 3 minus 1, 2, și cu minus 2 fac 0. Deci la Z mă duc greșit. Deci asta s-ar putea să fie greșit. Dar este și aici greșit ceva. Hai să vedem încă o dată. Ăsta n-are cum să fie. 3, 1 și minus 2 sunt termeni liberi. Da. Deci trebuie să luăm linia a doua și să mai vedem încă o dată. Așadar, din transpusă, pentru a obține pe minus 3, 3 și minus 3, tăiem linia și coloana lui minus 1. Da? 0, minus 1, 0, minus 1, 3 și 1. Și vine 0 plus 3. Plus 3. Și am spus eu minus pentru că suntem pe linia 2, coloana 1. Deci 1, 3. Da. Și face minus 3. Deci e bine. Pentru ăsta tăiem linia și coloana. Și face 1. Plus 1 și plus 2. Deci 1. Plus 2 și face 3. E bine. Tăiem linia și coloana astea. Și face 3. Și datorită semnului de pe poziții minus 3. Că asta este pe linia a doua, coloana 3, 2 și 3, 5. Minus 3. Deci vine minus 3, 3 și minus 3. Ce semn să fie greșit ca să-mi dea, cât îmi vreau eu, să-mi dea 7. Deci, minus 3 și cu 6, deci să fie dat 7. Este o greșeală undeva, nu scapă acum, nu scapă acum, dar sigur, dacă reluați acasă și vedeți, trebuie să vă dea aici
trebuie să dea 1. Adică la înmulțirea asta cu asta trebuie să-mi dea 7. Și 7 pe 7 va face 1. Pun semn de întrebare aici, că nu ne-a și nu văd semnul. Iar și pentru ăsta am sperat că aici să fie semnul cu minus. Adică este vorba de... Să dea 0. Să dea, nu, să dea minus 1, că atunci la înmulțire vine 1 ori 3, 3. Minus 1 ori 1 face minus 1. Și 3 minus 1 face 2. Și 2 minus 2 va face 0. Și deci aici sper să fie greșeala. Hai să vedem. Tai linia și coloana acestuia. Și am să am 1 ori 0, 0. Minus 1 ori minus 1 face plus 1. Plus 1, da? De la diagonala secundară. Plus 1. Și minus, pentru că se dă pe diagonala secundară, minus 1. Și se dă pe coloana a doua, linia a treia, 2 și 3, 5, face minus și cu minus pe celălalt face plus. Deci încă e o problemă și acolo. Da. Hai să vedem dacă am completat, am luat bine, am schimbat bine 1, minus 1, 2, 0, 1, 3, am făcut o coloană, și minus 1, 0, 1, minus 1, 0, 1. Deci m-a transpus. Și acum, nu mă frământă prima linie că mi-a dat bine, m-a condus spre 2, de la a doua linie mă frământă. Și tăiem linia și coloana și vine 0, vine plus 3, minus 3 și cu minusul datorat nu. Diagonala secundară.